Hristos a înviat! Adevărat! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Voiești să te faci sănătos? Iubiți credincioși, cea mai importantă provocare pe care putea să ne-o facă duminica de astăzi este aceea de a ne prezenta un om pe lângă oameni, un om mai aproape de Dumnezeu decât credea el. De cel puțin 35 de ani mă străduiesc să aflu cu mintea mea ce păcate va fi avut omul acela că de 38 de ani aștepta pe cineva să-l arunce în scăldătoare și până ajungea el, pe forțele proprii, altul intra și el rămânea mai departe. Și trecuseră 38 de ani. Iubiți credincioși, iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Ioan. A venit Iisus în Ierusalim și în Ierusalim era o scăldătoare care se chema Vitezna. Acolo erau o mulțime de bolnavi, slăbănogi, orbi, șchiopi, așteptând tulburarea apei, căci un înger al Domnului din vreme în vreme tulbura apa și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Și era acolo un slăbănoc de 38 de ani, pe care văzându-l Iisus și știind că de multă vreme este acolo, l-a întrebat zicând, voiești să te faci sănătos? Și l-a spus, Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare și până când ajung eu, altul se coboară și eu rămân mai departe. Și atunci Mântuitorul i-a zis, scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. El s-a ridicat și a luat patul și a plecat. Decât că era sâmbătă ziua aceea și farisei și cărturarii și preoții l-au întrebat de ce ia patul și merge, pentru că este zi de sabat și nu este îngăduit așa ceva. Și el cu seninătate i-a spus, cel care m-a vindecat mi-a zis să-mi iau patul și să merg. Și au întrebat aceștia, cine este? Și el a răspuns, nu știu, pentru că spune mai departe Sfântul Ioan Evanghelistul, Mântuitorul se dăduse la o parte din mulțime, dar la ieșire l-a întâlnit iară pe slăbănog și Iisus i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție și mai rău. Atunci el s-a dus la farisei și la cărturari și la preoți și le-a spus că Iisus este cel care l-a vindecat și i-a zis să ia patul și să meargă. Iată că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le lămurim, dar nu trebuie să le lămurim așa ca la școală, hai să vedem ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, nu, trebuie să le lămurim pentru noi. Iată că eu astăzi m-am lămurit pentru prima dată în viața mea și trebuie să mă spovedeze lucrul acesta, că încep să bănuiesc cam ce era cu omul acela de stătuse 38 de ani. Pentru că și noi ne panicăm la un moment dat când vedem că nu ne ajută X, nu ne ajută Y, locul nostru, după părerea noastră, îl ia Z, îl ia cu tare, care i-a aruncat în scăldătoare de unii sau de alții. Și noi rămânem cu panica. Ce mă fac că și acum când se apropie trenul, nu știu dacă pot să intru, să prind trenul acesta. Toate au o cauză. Acum nu suntem ca la piață, ce dăm, aia primim. Dăm într-un fel și primim în alt fel, să știți. Primul lucru pe care trebuie să-l facem însă este să ne intre bine în cap că noi trebuie să începem acest schimb. Noi suntem cei care trebuie să facem primul pas, adică așa, hai să o traducem și ca la piață, noi trebuie să băgăm mâna primii în buzunar ca să arătăm că avem banii, după care să primim marfa. Ei, să știți că, tot gândindu-mă, ce s-a întâmplat cu omul acesta de stătea de 38 de ani, nu prea prindeam niciun fir, dar acum, la sfârșitul Evangheliei, când am auzit că după ce a fost vindecat și după ce le-a spus cu atâta franchețe celor care l-au întrebat de ce te-ai ridicat, pentru că era sabat și n-aveau voie să depășească numărul de pași săvârșiți,
El a spus, cel care m-a vindecat mi-a zis să mă ridic. Adică a înțeles că se suspendă orice lege atunci când intervine Dumnezeu, dar mai departe am rămas stupefiat când am aflat că atunci când Mântuitorul i-a zis, iată de acum te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, și el a văzut față către față mai bine și cu mai luare, cu luarea minte pe Mântuitorul, primul lucru pe care l-a făcut, l-a dat în primire. Eu cred că acesta era păcatul. Nu neapărat că l-a dat în primire pe Mântuitorul, ci atitudinea lui de a se folosi de oameni. Atitudinea lui de a căuta numai în oameni ajutorul. Nu cumva ne aflăm și noi printre ei? Cu siguranță. Și chiar dacă atunci când a primit vindecarea, a fost parcă în sensul bun al cuvântului anesteziat de orice durere, a recunoscut că s-au suspendat toate pentru el și nu mai exista nicio altă autoritate decât cel care l-a vindecat, imediat cum și-a dat seama că poate să dea detalii despre cel care l-a vindecat, s-a dus și, cum a zis, l-a dat în primire. Dar atitudinea aceasta nu se învață de la o zi la alta. Atitudinea aceasta de a te baza pe oameni face parte din educație, din păcate. Nu învață un om să fie ticălos numai într-o zi sau numai într-o grupă pregătitoare sau numai la gimnaziu. Nu. Acest lucru intervine ca picătura chinezească. Pic, pic, pic. La început, un copil care vrea să iasă dintr-o anumită încurcătură se uită în stânga și în dreapta, unde-i tata, unde-i mama, și încearcă numai și numai dacă cineva îl ajută. Nu ia în primul rând în calcul puterea sa, dar să știți că nici invers nu este bine. Se spune că odată un copil se chinuia să ridice o lădiță care era mai grea decât corpul lui cu cel puțin de 10 ori. Și tatăl, văzându-l că se chinuie, s-a dat înapoi ca să vadă până unde merge efortul fiului său. Și după ce a transpirat bine copilul și și-a dat seama că într-adevăr nu poate, a mai încercat încă o dată și încă o dată și s-a lăsat pe gubaș. Când a văzut tatăl său că pleacă de lângă acea lădiță, l-a întrebat, zice, dar ce s-a întâmplat? Zice, nu pot să o ridic. Zice, dar ai încercat totul? Zice, da, am încercat și mă străduiesc de ceva vreme, uite, am și transpirat de când tot m-am chinuit și nu pot. Zice, nu, nu, tatăl, n-ai încercat totul. Cum n-am încercat? Vrei să mai încerc? Zice, nu. N-ai încercat totul pentru că pe mine nu m-ai întrebat dacă vreau să te ajut. Aici este problema. Tatăl, dacă ne dăm seama că este Dumnezeu, noi suntem cei care încercăm să cărăm cutia asta, lada asta de zestre. E o ladă de zestre. Este ADN-ul nostru, e genetica noastră pe care vrem să o ducem mai departe. De ce nu îl rugăm pe Dumnezeu Tatăl să spunem, Doamne, sunt bețiv, ajută-mă. A, nu, mă duc la doctor cu tare, iau pastiluța cu tare, zic eu că mai răresc cu tare, cu tare. Nu e așa. Până când nu folosim toate mijloacele, adică și ale rugăciunii și ale întrajutorării cu oamenii, nu face nimic. Scăldătoarea Siloamul, scăldătoarea Viteza, era un loc la care veneau oamenii și din când în când se tulbura apa. În momentul în care se tulbura apa, bineînțeles că dacă erai slăbănog, nu puteai să o iei înaintea altora, pentru că ajungeai mai târziu. Probabil că dacă erai numai chior, puteai să ajungi mai repede. Dar oamenii acolo erau unii cu alții. Adică erau, după părerea mea, mai mulți oameni sănătoși decât cei bolnavi. Sau cel puțin așa se credeau ei. Pentru că și oamenii bolnavi se împart în mai multe categorii. Eu cunosc oameni foarte bolnavi care sunt mai sănătoși decât noi, dar nu asta este important.
Este important că ei știu lucrul acesta și și-l cultivă. Adică nu se dau răniți pe românește. Aulă, mă doare cu tare! Aulă, mă doare cu tare! Nu! Ei știu că au o suferință, dar acea suferință îi ajută să fie mai aproape de Dumnezeu. Iată că suferința aceasta a slăbăunului de 38 de ani l-a făcut să fie mai aproape de Dumnezeu. Dacă el s-ar fi vindecat, fiind aruncat în scăldătoare chiar din primul an al șederii la scăldătoarea Vitezda, nu s-ar mai fi apropiat de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ar fi trecut pe la cei bolnavi și el era printre cei sănătoși și nu-l mai găsea. Iubiți credincioși, noi trebuie să fim foarte atenți. Lucrurile stau în felul următor. Dacă vrem să știm cum ne poziționăm noi față de Dumnezeu, trebuie să ne întrebăm singuri. Mă, vrei să te faci sănătos? Eu, să știți că v-am mai spus și altă dată și chiar mi-a plăcut replica unui fiul de-al meu duhovnicesc, foarte bine intenționat și de-al minte și pregătit să mă ajute, după ce v-am povestit eu cum e cu diabetul meu, cum îmi fac injecția cu una, cu alta, aici la miruit, ce părinte, îți iubești așa de mult boala încât eu mă simt ridicol. Și am zis, bine că am transmis mesajul așa cum trebuie. Să știți că cu boala trebuie să intrăm într-o anumită legătură. Trebuie să știm că face parte din noi. Adică să nu ne văietăm. Nu trebuie să fim dependenți de durere. Durerea este decât un semnal pe care Dumnezeu ne-l dă să fim mai aproape de El. Din păcate însă, noi luăm semnalul invers. Credem că trebuie să stăm mai aproape de oameni. Nu e așa. Pentru că noi oamenii între noi ne putem ajuta. Acum să nu credeți că sunt împotriva medicinii, Doamne ferește, nu cumva să traduceți așa ceva. Sunt boli pe care trebuie să le tratăm, sunt medici pe care trebuie să îi vizităm și mi-aduc aminte de frumoasa exprimare românească, zice, te-ai arătat la doctor, te-ai arătat, este mare lucru, adică trebuie să-i spui tot. Dacă îi zici așa numai, nu are de unde să te înțeleagă. Anamneza nu se face pe povești, se face pe realități. Și nu se face prin reprezentanți. Știi? Adică vine mama cu copilul de mână, zice, doamnă, când a avut? Păi a avut tare, da, l-ați bruscat. Nu l-am bruscat niciodată. Are note foarte mari, este foarte mult. Dar săracul bietul copilul, nu a întrebat nimeni nimic. Și se pomenește ca cel care atunci când s-a așezat la masă săracul la un restaurant, copilașul, printre atâția adulți, a venit o spătăriță prima la el și l-a întrebat, ce, copilaș, ce vrei? Zice, vrei un hot dog? Da, un hot dog. Și cum îl vrei? Vai de mine, dar maică, zice, nu e adevărat? Vrea cartofi prăjiți și cu șnițel de pui. Acum, o spătăriță foarte bine intenționată zice, hot dog-ul să fie cu muștar sau cu ketchup? Și el a răspuns cu ketchup. A plecat, după care bietul copil, foarte mirat, le-a zis celor de masă, zice, mami, mami, doamna asta chiar crede că exist. Așa se întâmplă cu noi dacă nu suntem atenți cu copiii noștri și cu sufletul nostru. Cu sufletul nostru, taci din ură, lasă, dă-i înainte, trupul îți spune, băi, vezi că n-ai dormit prea mult, cât trebuie, lasă că putem, acum, uite, suntem pe val, hai că vine, acum cât e cu tare la putere și mă ajută și pe mine, că a fost coleg de clasă, coleg de bancă, cu mătușa și așa mai departe. Fraților, nu cumva ne aruncăm prea mult în nădejdea în om și uităm de Dumnezeu, cu siguranță. Să știți că slăbănucul de la Vitezda n-a fost vindecat numai pentru el, a fost vindecat mai ales pentru noi. Pentru cei care au fost și pentru cei care vor veni după noi. Pentru că scăldătoarea Vitezda este societatea în care trăim. Vine câte un val, se tulbură, să zicem așa, la 4 ani mai vine câte un scrutin. Se tulbură, se așează lucrurile altfel, unii o iau înainte, alții rămân mai în urmă. Și noi ce facem? Pe noi când ne întreabă Dumnezeu dacă vrem să ne facem sănătos, în loc să-i spunem, da, Doamne, pur și simplu,
Noi ce facem? Doamne, începem justificare. Nu am om. Știi, ca și când întrebă cineva, ce bă, vrei să mergem la munte săptămâna viitoare? Zice, nu, că m-am uitat eu și plouă. Bă, dar ne-am întrebat, mă, dar ce este meteodependențe acum? Fericirea noastră ține dacă plouă sau nu plouă. Copii, trebuie să fim mai atenți cu viața noastră. Dumnezeu ne întreabă dacă vrem să fim sănătoși și noi ne văietăm că n-avem om. Dacă Dumnezeu ne-ar întreba, măi, vrei să ajungi pe postul pentru care ești pregătit, ce o să zici? Dar nu am om, că nu sunt ai mei la guvernare. Măi, copii, trebuie să fim puțin mai atenți cu noi, în sensul că Dumnezeu vrea să ne raportăm la El, pentru că dacă ne raportăm la oameni, sistemul de referință e dat peste cap. Totul se mișcă, totul este într-o continuă mișcare, astfel încât niciodată nu o să fie în același punct lucrul pe care credeai că l-ai așezat acolo. Nu știți cu cel care a venit săracul prin 1800 pe la București, când începuseră să circule tramvaiele și la un moment dat tramvaiele astea nu arătau cum arată acum. Acum să știți și cei mici. Arătau ca niște hambare așa. Erau pătrățoase și omul când a văzut ceva stabil și-a agățat capra acolo până intre și el la bodegă să ia de sete o bere. Și când iese de acolo zice, aule, unde e capra? Nu mai era acolo. Zice, bine, capra ca capra, dar unde e baraca? Așa se întâmplă cu noi dacă nu suntem atenți. Noi credem că sunt anumite instituții fixe. Aia este și... Nu, nu e așa. Decât Dumnezeu este fix. Dacă nu înțelegem că la întrebarea lui Dumnezeu, dacă vrem să ne facă ceva sau altceva, nu trebuie să ne justificăm noi să-i dăm lui Dumnezeu parcă sugestii că nu se poate. Păi dacă noi și lui Dumnezeu îi dăm sugestii că nu se poate, așa a făcut bolnavul de azi, slăbănoc, a zis, Doamne, nu am om. Parcă îi dădea sugestii lui Dumnezeu să îl refuze că el nu vrea să se facă sănătos. Și atunci Dumnezeu a scurt circuita lucrurilor și zice, sau probabil că slăbănocul acela s-ar fi așteptat ca Mântuitorul să zică, stai eu lângă tine, așteptând să tulbure apa. Probabil că așa ar fi vrut săracul bietul om. Dar în momentul în care i-a zis, scoală-te, ia spatul și umblă, vedeți că imediat după impactul însănătoșirii, s-a făcut sănătos și la minte. Adică de unde să uita după oameni, fiți atenți, să uita după oameni și știa cine poate să-l ajute, adică știa clar că nu poate nimeni să-l ajute, atunci când a fost întrebat de ce a încălcat sabatul, parcă am fi iar în grădina raiului. Adame, unde ești? Zice, Doamne, sunt aici, dar sunt gol și ai mâncat cumva? Nu, e o femeie pe care tu mi-ai dat-o. Vedeți aceeași atitudine și cum am spus, cărăm lada aia de zestre și cu bune și cu rele. Firea noastră de a, atitudinea de a da vina pe celălalt a fost și aici. Nu eu, n-am încălcat eu. Cel care m-a vindecat mi-a zis, ia patul și dă-i înainte. Dacă nu era ăsta care să suspende legea voastră, eu eram și acum, bine mersi, stăteam și așteptam tulburarea apei. Ei, iată că și noi ne așezăm la fel. În loc să primim mesajul că însănătoșirea înseamnă în primul rând în cap, că asta a fost prima dată, omul s-a însănătoșit în cap și a luat patul, a plecat, a dat și mărturia genială, aceea de a-i anunța pe farisei și pe cărturari că într-adevăr s-au suspendat toate legile și nu mai există pentru el nicio autoritate decât cel care l-a vindecat, nu trece mult și dacă n-avea o relație stabilă cu Dumnezeu, cum l-a văzut, care este, v-am zis, l-a dat în primire. Nu cumva și noi facem așa. Nu cumva și noi, după ce venim aici și lăsăm, Doamne, numai icoana Maicii Domnului știe câte lacrimi a văzut de la noi rugându-ne și după ce ni s-a împlinit oarece, am uitat. Venim noi altă dată. Dar în fața icoanei am zis, Doamne, dacă o să mă ajuți, Maica Domnului, dacă o să fac și o să dreg. Apropo, era un om care tot așa se ruga la Dumnezeu, Doamne, ce am și eu nevoie acum?
am nevoie de 100.000, ce mai zic, și sumă clară ca să știi, Doamne, despre ce e vorba. Și dar să știi că dacă îmi dai 10% o să fac un așezământ, o să mă ocup de bătrâni și așa mai departe. Ce? Dar dacă nu mă crezi, poți să-i reții de acum și îmi dai restul. Târguiala aceasta cu Dumnezeu, să știți că este o realitate. Și noi facem la fel. Doamne, cum te ia câte un junghi? Aoleu! Doamne, dacă mă scap de ăsta, o să bag metanii. Că uite, acum nu pot, că m-a luat junghiul. Dar imediat o să bag metanii, o să fac, o să dreg, o să mănânc numai o dată pe săptămână. Ce promisiune de astea? Dar ce Dumnezeu de promisiune are nevoie? Nu. Noi trebuie să înțelegem că nu se fac promisiuni. Ne propunem să facem ceva. De aceea, iubiți credincioși, aș vrea ca slăbănogul de la Vitezda să fie aliatul nostru. Că nu trebuie să dăm, Doamne ferește, cu pietre în el, că e cel mai apropiat de noi. Este împreună pătimitor cu noi. Noi suntem cei care ne uităm dacă au ajuns la puterea ei noștri, dacă e cineva pe lângă mine să-mi dea un brânci să o iau și eu mai pe scurtătură, dacă vine un examen aflu și eu câte ceva sau, mă rog, îmi corectează cineva pe care îl cunoaște strămătușa lui străunchiul și așa mai departe, noi suntem aia. Deci, lângă noi trebuie să meargă braț la braț slăbănogul și atunci când constatăm că am început să micșorăm ritmul, înseamnă că slăbănogul deja chiar a slăbănogit și ne dă semnale că nu mai e bine. A uitat că s-a făcut sănătos. Știți că există și această mare problemă. Aceea că dacă noi nu suntem antrenați în a fi sănătoși, la un moment dat ni se pare că nu suntem sănătoși. Cum este și cu libertatea. V-am mai spus cu ursul acela care avea numai 10 metri pătrați, adică 2 pe 5, nu 10 pe 10, 2 pe 5. Și mergea săracul în cușcă și după vreo 20 de ani și-au dat seama cei de la grădina zoologică că nu mai prezintă niciun pericol. Și i-au luat grilajul. Și a doua zi l-au văzut. Făcea 5 pași încolo, 2 încolo și iar se întorcea. De ce? Pentru că libertatea lui deja era înscrisă în cap. Așa cum este și boala noastră înscrisă în cap, în primul rând. Așa e cu slăbănogirea noastră care este scrisă în cap întâi, dacă noi așteptăm de la alții să ne facă sănătoși. Noi trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne putem folosi sănătatea care este înscrisă în noi. Pentru că această sănătate poate să dea roade numai dacă noi o accesăm. Dacă nu accesăm, nu. De exemplu, eu am un telefon pe care mi l-au dat niște fiind de-ai mei, un telefon foarte performant și am zis, domnule, dar eu de telefonul ăsta n-am nevoie de tot ce știe el să facă. Zic că aș avea nevoie de un telefon care să aibă 10-11 mii de numere, posibilitate să le memoreze și să dau telefon și să primesc mesaje. Și asta e, și să răspund la ele. Timpul de a răspunde la mesaje nu o să mi-l dea niciun fiind și nici nimeni altcineva. Și zice, da, da, nu putem să vă luăm un telefon de ăsta, că stă așa la pachet, adică toate trebuie să fie. Păi zic, de ce are niște lucruri pe care eu nu le voi folosi niciodată? Ce poate o să le folosiți niciodată? Știți că m-a ambiționat și am început să mai folosesc din aplicațiile acestea. Dar până când mi-am dat seama că mănâncă din timp și am zis, gata. M-au rugat câțiva dintre dumneavoastră să deschid tot felul de WhatsApp-uri, de, măi, copii, n-am timp de așa ceva. Dar mi-a plăcut foarte mult de un părinte duhovnicesc care a spus, zice, și nu merge mai repede, zice, n-am timp să mă grăbesc. Foarte interesant. Noi vrem să nu ne grăbim atunci când îl vedem pe slăbănogul de la Vitezda, că vine lângă noi, pentru că este reperul nostru. Și ori de câte ori începem să mergem mai încet, înseamnă că am slăbănogit. Înseamnă că nu mai este gândul nostru la Dumnezeu, ci este la aproapele nostru care se apropie și el de o funcție sau de alta. Se spune că odată un călugăr foarte bine recunoscut în zonă era atât de cunoscut de oameni ca fiind un om etalon, încât un mare tâlhar care bântuia prin zonă, fiind încolțit de poteră, s-a dus exact la el în chilie și a intrat. Și bineînțeles că părintele l-a întrebat, dar ce-i cu tine? Și el așa nu și-a dat seama, ce mă caută poliția. Păi de ce? Ești tâlhar? Zice, da, atunci ești afară. Păi ce, nu, da, să știți că aici, în chilie la dumneavoastră, n-ar putea să intre, pentru că deja vă știe că sunteți foarte, foarte drept.
Zice, și ieși afară, nu ți-am zis? Zice, nu, eu am aici niște bani, am 1.000.000 de euro, că puteți să faceți... Mă, tu n-au să ieși afară? Ce, stați așa că am două. Mă, n-au să ieși afară? Ce, vă dau 5 atunci. Ce, acum pun mâna pe toia cât încep să te apropii de valoarea mea. Fiecare om are o valoare. Dar trebuie să știm când suntem în pericol, chiar vis-a-vis de valoarea noastră, de recunoașterea noastră care poate să fie încălcată. Adică slăbănogirea noastră, la unii este mai de dimineață, la alții mai spre seară. Dar nu cumva să ajungem să ne uităm la oameni pe stradă, să vedem cine o să ne ducă acasă atunci când o să fim noi sloboziți. Nu, să ne uităm în sus, Doamne, dacă m-ai adus până aici, înseamnă că eu reper numai pe tine te am și trebuie să mă aduci înapoi de unde am plecat. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă, vindecare permanentă, atât la trup, cât mai ales la suflet. Așa să ne ajute Dumnezeu.